Pentru prima dată în Republica Moldova a fost lansat un echipament de împachetare de tip flowpack a fructelor și strugurilor de masă pentru export. Echipamentul a fost instalat cu suportul proiectului USAID Agricultură Performantă în Moldova, în cadrul unei întreprinderi agricole din satul Costești, raionul Ialoveni, specializată de aproape 20 de ani în consolidarea și exportul de fructe și struguri de masă. Ion Ionaș deține 92 de hectare pe care cultivă struguri, dar și alte fructe. Acum 3 ani a obținut certificatul internațional de calitate Global Gap și de atunci își exportă produsele în Uniunea Europeană. Avem propria noastră livadă, 92 de hectare de livadă, depozit frigorific de 1250 de tone, linie de sortare, linie de împachetare Flowpack. Mi-a fost foarte greu când am luat decizia cu certificarea Global Gap și Global Grasp. Mi-a fost foarte greu să iau decizia pentru că nu știam exact dacă voi avea nevoie de ea. În ultimii 2 ani chiar s-a adeverit aceste investiții, aceste fapte. Anul acesta, vă spun ferm, 99% din produsele crescute de compania Ionic Trans au fost exportate în Uniunea Europeană datorită certificatelor Global Gap și Grasp. Facem investiții doar în ceea ce este cel mai bun. Suntem primii în Republica Moldova cu linia de împachetare Flowpack. Suntem printre primii cu liniile de sortare, cu linia de sortare pentru struguri și prune. Datorită noului echipament, marfa va ajunge împachetată pe mesele consumatorilor. Echipamentul permite ambalarea a 60 de caserole cu prune într-un singur minut. Datorită acestor investiții, antreprenorul a reușit să ajungă deja cu fructele sale în magazinele din țară. Primele exporturi de prune în acest tip de ambalaj sunt prevăzute pentru anul viitor. La ambalajul Flowpack suntem acum încă în timp de testare. Analizăm foarte minuțios care va fi tipurile de ambalaj corecte de care producătorul are nevoie. Eu sper foarte mult că anul viitor deja or să fie într-o mare parte din rețelele unde livrăm noi, deja le vor avea pe raft. Procurarea acestei linii de Flowpack, de împachetare și ambalare, a fost posibilă datorită susținerii proiectului de agricultură performantă în Republica Moldova. La moment ne dorim să exportăm prune și struguri. Prune exportăm per sezon 1500 de tone, iar struguri 1000 de tone. Potrivit experților, ambalarea Flowpack a fructelor oferă mai multe avantaje, precum prevenirea deshidratării produselor, dar și posibilitatea de a personaliza ambalajul. Este ambalat într-un ambalaj de consum, el în așa stare va ajunge la consumator și, în primul rând, dacă atrageți atenție, este un ambalaj pentru un kilogram, adică este pentru o familie, cantitatea respectivă. În același timp, tipul acesta de Flowpack menține ca produsul să fie intact în ambalajul corespunzător. Pentru cultura prun, care nu are frică de CO2, chiar dimpotrivă influențează pozitiv asupra păstrării și pe rap, dar iarăși oricum trebuie să respectăm temperatura lanțului frigului, adică fie de la 0 până la 4 grade în spațiile comerciale și în același timp este foarte ușor de a-l utilizat în consum, poate și în frigider, în condiții de casă, dacă nu se consumă în același timp. Dar scopul acestui ambalaj este de a proteja calitatea nativă a produsului de la frigider până la masa consumatorului. Adică îi permite să extindă valabilitatea produsului o perioadă cu mult mai îndelungată dacă ar fi păstrat într-un simplu ambalaj de consum în supermarketele corespunzătoare. La întreprindere lucrează 42 de persoane care au parte de condiții moderne de muncă. Fac lucru cu dăruire, îmi place ceea ce fac. Sper că o să ne dezvoltăm, o să creștem pe parcurs, spre asta tindem. Ne place inițiativa proprietarilor, că tot merg spre dezvoltare, spre calități mai bune. Tot timpul ne ținem de regulile care sunt date în întreprinderea noastră. Ambalăm în caserole prunele pentru rețeaua de magazine din orașul Chișinău. Să sperăm să respectăm condițiile de muncă, orele de muncă pentru fiecare lucrător. A
Antreprenorul afirmă că datorită noii tehnologii de ambalare a fructelor și strugurilor proaspeți, va fi mult mai ușor să se conformeze cerințelor specifice ale pieței și standardelor internaționale, deoarece împachetarea este un factor determinant în procesul de negociere al unui contract. În acest fel, adițional certificărilor internaționale Global Gap și GRASP, compania va putea spori exportul de prune și struguri de masă, creând oportunități de dezvoltare și pentru alți fermieri parteneri. Echipamentul a costat circa 1,3 milioane de lei, iar adițional, proiectul USAID Agricultură Performantă în Moldova a oferit asistență la dezvoltarea paginii web, mărcii comerciale și ambalajului personalizat al companiei. Elemente obligatorii pentru promovarea eficientă a fructelor și strugurilor de masă pe piața externă.